Sărămâna doamnelor și domnișoarelor, bună ziua domnilor! În primul rând vreau să mulțumesc Festivalului de Film și Istorii de la Râșnov pentru deschiderea și parteneriatul pe care îl avem împreună cu Fundația Corneliu Coposu de atâta timp. Această dezbatere dedicată lui Iuliu Maniu la 150 de ani de la nașterea sa și 70 de ani de la trecerea în eternitate în pușcăria de la Sighet, este, din punctul meu de vedere, necesară, mai ales pentru generația tânără, pentru simplu motiv că vorbim despre, sigur, sunt subiectiv și recunosc acest lucru, pentru că în familie, practic, de când m-am născut, se vorbea despre Iuliu Maniu. Vorbim despre cel mai important om politic român al secolului 20. Îi mulțumesc domnului Dragomir din toată inima pentru deschiderea și interesul și pasiunea pentru adevărata istoria acestui neam. Dați-mi voie să vă prezint invitații de astăzi și în același timp le mulțumesc din toată inima pentru că și-au rupt din programul pe care l-aveau și au venit aici la Râșnov să discutăm altfel, pentru că așa m-am gândit să discutăm altfel despre Iuliu Maniu. Dați-mi voie să-i prezint. Îl prezint în primul rând pe domnul Cristian Mititelu, distins jurnalist, fost șef al secției în limba română a BBC-ului, un om care l-a cunoscut îndeaproape și a avut foarte multe interviuri cu domnul Corneliu Coposu. Vă invit chiar să le ascultați pe pagina noastră, pe site-ul web www.corneliu-coposu.ro. Vă mulțumesc, domnule Mititelu. Ne-am întâlnit în mai la Londra și ați acceptat cu mare drag să veniți la Râșnov să ne vorbiți despre Iuliu Maniu și relația cu Marea Britanie. Mulțumesc din toată inima domnului profesor Ioan Stanomir pentru că este aici alături de noi și pentru felul în care în ultimii ani a scris, a vorbit studenților despre marea personalitate a lui Iuliu Maniu. Mulțumesc, domnule profesor. Mulțumesc părintelui Cristian Borz, care este alături de noi, custodele case memoriale Iuliu Maniu de la Bădăcin, cel care sau fără de care ceea ce se întâmplă acum la Bădăcin nu s-ar fi putut întâmpla. Și îmi place să-i spun de fiecare dată, omul sfințește locul și mulțumesc pentru tot ce face la Bădăcin pentru memoria lui Iuliu Maniu. Nu în ultimul rând, domnul Cosmin Budeancă, pe care îl cunoașteți cu siguranță, cel care a avut ideea anul trecut să demareze acest proiect dedicat anului jubiliar Maniu și în revista Memoria, de la început, a publicat și s-a zbătut să fie publicate foarte multe articole despre personalitatea lui Iuliu Maniu. Îți mulțumesc și ție, Cosmin, pentru tot ceea ce faci. Pentru început, vă rog pe fiecare dumneavoastră, în câteva cuvinte, să comentați următoarea propoziție a lui Corneliu Coposu, pe care a spus-o în 1990. Ionel Brătianu va rămâne în istorie pentru ceea ce a făcut. Iuliu Maniu pentru ce a refuzat să facă. Domnilor, ce a refuzat să facă Iuliu Maniu? Domnule Mititor. Cred că a refuzat să facă compromisuri. Trage direct, da? A refuzat să facă compromisuri. Acum, întrebarea este, poți să fii politician, mai ales în secolul 21, fără să faci compromisuri? E foarte greu, după părerea mea. De altfel, domnul Coposu, în două interviuri diferite, a spus două lucruri. Întâi a spus că Maniu a fost un mare om politic, iar în altul a subliniat că a fost un mare om de stat. Poți să fii un mare om de stat și atunci poate că nu ai nevoie să faci compromisurile la care te împinge politica dacă ești pur și simplu un politic. Mulțumesc. Domnul Părinte? Da, sigur. Iuliu Maniu, prin formarea pe care a primit-o în familia sa, să nu uităm că Iuliu Maniu provine din două mari familii de
luptător pentru drepturile românilor din Transilvania, pe linie paternă din familia lui Simeon Bărnuțiu, pe linie maternă din familia vicarului Demetriu Coroianu, tatăl memorandistului Iuliu Coroianu, apoi educația pe care a primit-o în școlile Blajului, formarea sa de creștin profund și de luptător pentru libertate. Un creștin practicant va lupta tot timpul pentru libertate, pentru că libertatea a fost primită cadou din partea lui Dumnezeu și a fost dăruită omului chiar de la creația lumii. Astfel că nu se poate altfel să te comporți. Sigur, Iuliu Maniu a avut o carieră întinsă pe parcursul a 56 de ani. Dacă mai adăugăm și cei 6 ani de detenție din închisorile comuniste, iată, trecem peste 60, în toată această perioadă, a rămas fidel principiilor sale, pe care și le-a anunțat încă din tinerețe, la 24 de ani, atunci când intră în politică și spune că ierarhia valorilor pentru el este Dumnezeu, dragostea de neam și familia. Și a rămas fidel acestor valori până la capăt, chiar dacă în final i s-a cerut chiar jertfa supremă. Mulțumesc, domnule profesor. Mulțumesc și eu. Da, e interesant că ați început cu acest citat, pentru că în România există două locuri de memorie pe care trebuie să le avem în suflet. Este vorba de Bădăcini și de Florica, apropo de Brătieni. Și cine vrea să înțeleagă onestitatea acestor oameni, trebuie în primul rând să le viziteze locurile de neopornit. Poate ca să se gândească cum alții în zilele noastre intră în politică pentru a se îmbogăți. Oamenii aceștia nu au intrat în politică pentru a se îmbogăți, au făcut-o din cutatul alte rațiuni. Despre lui Maniu este foarte greu să spui ceva cu totul nou, pentru că asupra personalității sale există două perspective care sunt, după părerea mea, în egală măsură greșite. Fie o perspectivă hagiografică, fie o perspectivă de negare absolută. De aceea spune că Iuliu Maniu a fost privit în mod greșit ca un politician care a preferat să facă opoziție. El a fost mai degrabă, cum spunea și domnul Borz, un politician atașat valorilor libertății, și aceste valori au fost apărate în fiecare etapă a activității sale politice, fie că vorbim de etapa luptei împotriva dualismului austro-ungar, fie că vorbim de etapa de care urmează unirii de la 1918, fie vorbim de lupta împotriva liberalismului brătienist, fie de lupta împotriva calismului, antoneștianismului și comunismului. Deci până la capăt, valorile în care a crezut Iuliu Maniu au fost aceleași și valorile evocate de colegul nostru se rezumă de fapt printr-o sintagmă, este vorba de demnitate umană. Ca și Ion Mihalache, marele său coleg și prieten, Iuliu Maniu a ilustrat ceea ce am putea noi numi o protodemocrație creștină la noi, care din păcate nu a avut răgazul și contextul necesar pentru a se dezvolta în perioada interbelică, cum ar fi fost poate bine pentru această țară, iar după 90 cunoaștem toți din păcate circumstanțele nefericite în care creștin democrația la noi a evoluat. Dar demnitatea umană cred că rezumă întru totul crezul lui Iuliu Maniu. Iuliu Maniu a crezut în demnitatea umană și asta i-a permis să rămână consecvent libertății, democrației, pluralismului, în momentele în care chiar colegi de generație, cum erau Alexandru Vaida Voievoda, au îmbrățișat un crez care era fundamental xenofob și totalitar. Mulțumesc, Cosmin. Mulțumesc. E un citat care cred că ați putea, cei tineri în special, care aveți mai multe decenii de viață în față, dar și cei mai în vârstă, să-l printa și să-l puneți undeva la vedere, pentru că, într-adevăr, în final, cred că cu asta rămânem când vom face retrospectiva vieții noastre, ce am făcut și ce am refuzat să facem în viață și mai ales dacă veți alege să intrați în politică, probabil, mai mult ca sigur, veți fi puși în situația de a face anumite compromisuri. Problema este cât de mari vor fi. Și pentru a face o punte între dezbaterea de astăzi și cea la care am discutat despre conflictele din vecini,
cei care ați fost în sală, vă aduceți aminte cum a încheiat domnul Mihai Răzvan Ungureanu intervenția sa, că politicienii nu învață nimic din istorie. Ei, m-aș gândi în contextul acesta la Iuliu Maniu, care, trăindu-și o parte din viață, și așa cum a spus și Părintele Borz, formându-se în Imperiul Austro-Ungar, aș înclina să spun că a învățat din istorie, pentru că... Vreau să o dau distribuire, văd că nu e pe pagina fundației încă și pe această explicație. E sabotaj. Da, contează foarte mult să înveți din experiențele pe care le-a avut al lui. El a avut experiență bogată atât în perioada de formare, cât și ca parlamentar în Parlamentul de la Budapesta, ca deputat la Budapesta, și a văzut cum este să fii minoritar. Ceea ce e o lecție pe care în momentul când te afli la putere, riști ușor să o uiți și să te comporți într-o manieră total diferită. Ori Maniu a învățat lucrul acesta, l-a ținut minte și a încercat cumva să-l pună în aplicare. Sintetic este acea, cred că îi se potrivește acea sintagmă, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și putem să urmărim în cariera lui politică, în demersurile pe care le-a făcut, această încercare de a mulțumi pe cât mai multă lume. Sigur, e imposibil acest lucru, dar pentru un politician sigur că e și important, dar ținând cont de toate aceste experiențe pe care le-a acumulat din trecut. Într-adevăr, e important atunci când ești într-o situație de a alege, să faci alegerea care să te apese ulterior cel mai puțin. Vă mulțumesc. V-aș ruga acum, domnule profesor și domnule Mititelu, ieri a fost 23 august și haideți să marcăm puțin și acest moment de 23 august 1944. Am să vă ofer un citat din memoriile bunicului meu, Ilie Lazăr, despre acel moment și despre rolul pe care l-a avut Iuliu Maniu. Și am să vă rog după aceea să dezvoltați, mai ales că domnul Mititelu, în mai, când ne-am văzut la Londra, mi-a promis că va prezenta niște documente inedite despre relația pe care Iuliu Maniu a avut-o cu britanicii. Deci Ilie Lazăr spunea în felul următor despre 23 august. Citez. Cu ani înainte oricui, Iuliu Maniu a organizat și dirijat opinia publică românească spre alianța cu marile puteri democratice. În anul 1941 a făcut un acord cu miniștrii Marii Britanici și Statelor Unite, angajându-se categoric pe această linie, fapte pe care le-au știut colaboratorii domniei sale din conducerea partidului, și anume domnii Mihalache, doctorul Lupu, Mihai Popovici și Ghiță Pop. Cu ani înainte, Iuliu Maniu, prin trimișii săi, a transmis un mesaj prizonierilor noștri din Rusia să se înroleze ca armată separată împotriva germanilor. Cu mult înaintea tuturor, Iuliu Maniu a pus problema ieșirii din război și încheierea armistițiilor atât regelui cât și mareșalului Antonescu. Nu voi stărui cu amănunte asupra acestor tratative, atât doar că va veni timpul când însuși domnul Maniu va fi obligat să pună la punct anumite lucruri la punct. Se va vedea că domnii Petru Groza, Tătărăscu și alți apostoli ai lumii noi, beneficiari ai actului, au spus în felul următor, erau complet absenți de la orice acțiune care era riscantă. Domnul Groza, spunându-i doamnei Lucreția Barbu în felul următor, ce, eram prost să rămân în București? Domnul Maniu va trebui să-i arate pe toți și toate ajutoarele lui prețioase în aceste acțiuni riscante. Evident, nici chiar noi, cel se condamn zi de zi pe domnul Iuliu Maniu, nu puteam ști tot ce făcea. Deoarece, prin felul cum domnul Maniu utilizează pe oricare dintre colaboratorii săi, ceilalți bănuiesc, dar nu știu nimic precis. Eu știu doar atât, și aceasta cu toată certitudinea, că actul de la 23 august a fost pregătit în cele mai mici amănunte, exclusiv de Iuliu Maniu, cu ajutorul a cel mult 12-16 inși. Marele noroc a fost că majestatea sa, regele Mihai, a consimțit să uzeze de drepturile sale constituționale și prin aceasta a asigurat acest minunat succes. Să nu se uite că cele mai mici amănunte au fost puse la punct de către oamenii din anturajul majestății sale, regele Mihai, în perfectă colaborare cu Iuliu Maniu.
Lauda și recunoștința se cuvine, afară de cei plecați în străinătate, în frunte cu prințul Barbu Știrbei, domnilor Cornel Bianu, Constantin Vișoianu, precum și colaboratorilor lui Iuliu Maniu din interior, care aici, sub călcâi german, au riscat în fiecare zi. Îmi permit să amintesc câțiva prețioși colaboratori ai majestății sale și ai domnului Maniu, precum generalul Aldea, generalul Niculescu, colonelul Dămăceanu, colonelul Olteanu, colonelul Emilian Ionescu, domnii Niculescu Buzești, Stârcea, Ghiță Pop, doctorul Leucuția, Georgescu, doctorul Solomon, Hudiță, Caramfil, Măldărescu, Pătrușcă și cu mine. Mare și prețios concurs au dat și doamnele lor. Despre cele de mai sus înșirate, afirm cu preciziune că au avut un rol hotărător la actul de la 23 august. Domnul Maniu este în drept să mă corecteze sau să mă dezmintă. Eu mi-am permis această indiscreție. Despre domnul Lucrețiu Pătrășcanu, care a dat un mare interviu lipsit de modestie în această chestiune, știu atât că de vreo câteva ori a venit la domnul Maniu, iar odată, în casa lui Sabin Manoilă, rugat fiind să ieșim cu muncitori în stradă, a spus: garantați, domnule Maniu, că poliția nu trage? N-ar trebui ca acest act salvator pentru viitorul neamului românesc să-l discute oameni care n-au nicio competență. Doi factori au pregătit și au dus la bun sfârșit tot. Aceștia au fost regele țării și Iuliu Maniu. Toți ceilalți, fie că erau în uniformă, fie în civil, au activat după pregătirea și îndrumările celor doi factori. Asigur pe toți cei cu interviuri și beneficiari acestui act important că cei care au riscat punându-și capul la bătaie nu s-au gândit niciodată la o recompensă, ci au crezut tare că pentru salvarea neamului nicio jertfă nu este prea mare. Neamul acesta harnic, bun și viteaz merită pe viitor o soartă mai bună și n-ar trebui să repete greșelile din trecut când toți aventurierii și înstrăinații erau cocoțați la conducere. Închei citatul, Ilie Lazăr, sunt amintirile sale publicate la Academia Civică în anul 2000. Domnilor, vă rog. Nu știu ce aș putea să adaug. Aș spune doar că Maniu a pregătit cu obiceiul lui de foarte bun organizator și foarte înțelept manager de oameni, a pregătit terenul având relații cu mare parte dintre generalii armatei române și a stabilit că aceștia ar sprijini o eventuală întoarcere a armelor. Și lucrul ăsta s-a și confirmat, pentru că în momentul în care România a ieșit din război și a trecut de partea cealaltă, de partea aliaților, care includeau evident și Uniunea Sovietică, niciun general, din câte știm, nu s-a opus acestei schimbări radicale. Au fost poate tergiversări sau alte acțiuni ulterioare, dar toată lumea a răspuns la acest apel, toți militarii. La fel în administrație, Maniu avea o rețea importantă de oameni plasați în Ministerul de Externe și în alte ministerii, oameni de încredere, oameni cu care conlucrase și cu care a complotat în cei 4 ani și ceva de război, cu toate riscurile pe care îl comporta această pregătire. Domnule profesor. Da, ziua de 23 august, inutil să vă spun, a fost pentru decenii blazonul de noblețe al comunismului românesc. Mai cu seamă în momentul în care comuniștii români au hotărât să îi scoată pe sovietici din ecuație și să se pună în evidență pe ei înșiși, ajungându-se până la situația în care Nicolae Ceaușescu însuși era asociat acestui moment istoric. Se vorbea de o insurecție antifascistă și antiimperialistă, de o elevată revoluție pe care masele populare ar fi desfășurat-o sub directa îndrumare a Partidului Comunist din România. Sigur, ziua de 23 august înseamnă, pe de altă parte, și 23 august 1939. Da. Este pactul Ribbentrop-Molotov și poate că orice discuție despre 23 august 1944 obligatoriu trebuie să înceapă cu 23 august 1939. Pentru că situația de care vorbea domnul Miditelu era, din punct de vedere moral și politic și strategic, o situație imposibilă. Tragedia României și a Europei Centrale a fost determinată de Pactul Sovieto-German. Pactul Sovieto-German, cred că trebuie să o spunem, a permis Germaniei să declanșeze al doilea război mondial,
a permis Uniunii Sovietice să distrugă și să mutileze națiuni și a făcut ca al doilea război mondial să fie pentru națiunile centrale europene un război din care nu putea să fie o ieșire luminoasă. Nu putea să fie. Cei care au făcut actul de la 23 august, Iuliu Maniu, colegii săi liberali, majestatea sa, regele Mihai, soldații credincioși suveranului, au crezut că se poate ieși din această strâmtoare teribilă de cleștea istoriei. Ei nu au făcut 23 august așa cum au sugerat cu tenacitate în exil în amicii lor legionari și antoneștieni, din categoria lui Panfil Șecaru, ca să dau un exemplu, pentru a da țara pe mâna sovieticilor. Din păcate, orice s-ar fi întâmplat cu acest beneficiu al privirii retrospective, s-ar fi ajuns la situația tragică de după 23-44. Și ca să mă explic, priviți cazul Poloniei. Polonia, aproape contemporan cu noi, duce teribilă insurecția Varșovii. Ce fac trupele sovietice? Se odihnesc pentru a permite criminalilor naziști să distrugă armata de interior poloneză, care era coloana vertebrală a națiunii poloneze sub ocupație, și pentru a permite trădătorilor comuniști polonezi să vină din furgoanele sovietice. La noi, actul de la 23 august s-a dorit a fi o restaurare a monarhiei constituționale. A fost o restaurare parțială în condiții de ocupație militară sovietică, fiindcă adevărata realitate geostrategică s-a văzut în momentul tratativelor de armistițiu. Tratativele de armistițiu au dovedit politicienilor români și, din păcate, chiar și lui Iuliu Maniu, că realitatea de pe teren evoluase într-o asemenea natură încât viitoarea convenție de armistițiu avea să fie, de fapt, o formă prin care Uniunea Sovietică instituia un protectorat asupra regatului României. Este, de fapt, drama cu care începe tragedia comunizării. Nu putem înțelege 6 martie 1945, nu putem înțelege apariția acestui odios, sicofant și criminal Petru Groza în poziția de prim-ministru, de președinte al Consiliului de Miniștri, fără intervenția directă a sovieticilor. Sovieticii, oriunde au intrat, că au intrat în baza Convenției de Armistițiu, că au intrat în baza dreptului armelor, au procedat la fel. Iar drama oamenilor politici democrați de la noi, care nu erau foarte mulți în perioada interbelică, dar existau, a fost aceea că ei nu s-au mai putut opune acestui mecanism care era într-atât de teribil și de devastator. Cei 3 ani care au urmat trebuie priviți din această perspectivă a istoriei lungi. Cum faci față acestei dileme de tip Scila și Caribda? Cum faci față amenințării mortale a Uniunii Sovietice? Unii au sugerat să ne sprijinim pe Germania nazistă. Au fost oameni politici în perioada interbelică care au atacat linia tituleșteană, sugerând că noi trebuie să ne acomodăm noi situații geostrategice, că trebuie să cultivăm Germania și chiar și Italia, deși aceste state sprijinau revizionismul maghiar, direct sau indirect. S-a văzut, de fapt, că pentru Europa Centrală și de Est nu exista, de fapt, alternativă. Cazul Poloniei mi se pare că întruchipează în cel mai înalt grad tragedia acestei zone. Cehoslovacii, care erau într-o poziție mai bună decât noi, pentru că președintele Beneș întreținuse relații cordiale cu sovieticii în exil. Ce au primit cehoslovacii? Au primit dreptul de a expulza pe sudeți, după care în 48 au primit și ei jugul sovietic. Adică trebuie spus foarte limpede că pentru noi astăzi, și vă spuneam și în drumul spre Râșnov, trebuie să căutăm, noi astăzi trebuie să căutăm un sens al tragediei de atunci. Bărbații și femeile care s-au sacrificat timp de 50 de ani pentru această cauză a libertății, nu s-au sacrificat în van. Nu au cules ei laurii, ei au cules cununa de martiri. Dar în cele din urmă, prăbușirea Imperiului Sovietic, libertatea de care noi ne bucurăm astăzi și pe care unii o ne socotesc, li se datorează lor. Se datorează unor caractere, de exemplu, precum Elisabeta Riza, oameni care nu s-au plecat. Oameni nu atât de educați precum academicianul Bălăceanu Stolnici, oameni care nu purtau lornion, nu purtau monoclu,
nu se lăudau cu strămoșilor coborâți cu hârzobul din cer. Dar aveau ceva ce acest domn academician, Dumnezeu să-l ierte că se va judeca el cu cine se va judeca, nu avea caracter. Deci, ziua de 23 august este într-adevăr o zi tragică, pentru că în orice situație ne-am fi aflat, am fi ajuns în aceeași fundătură tragică. În acel moment, cu sovieticii înaintând în Europa Centrală și de Est, cu nevoia aliaților occidentali de a avea alături pe sovietici, cu opinia din multe țări occidentale influențată profund de partidele comuniste care fusese partidele rezistenței, este imposibil de văzut cum România și Europa Centrală fie avut o altă cale. Domnule Mititelu, cred că este momentul să abordăm această perspectivă și această relație pe care Iuliu Maniu a avut-o, mai ales cu britanicii, mai ales că în ultimii ani s-au făcut tot felul de afirmații. Și mi-ați spus niște lucruri deosebit de interesante la Londra și am să vă rog să le prezentați și astăzi prietenilor noștri de aici. Vă rog. Aș vrea să încerc să explic cum s-a ajuns la această colaborare în primul rând. Și am să fac referire la un document scris de Iuliu Maniu, care în 1942 a fost scos din țară de soția ambasadorului Braziliei. Acest document era destinat reprezentanților lui în exil, în speță în Anglia, domnul Corneliu Bianu, pentru ca să aibă la îndemână o argumentație pe care s-o poată prezenta în diferite situații. Și domnul Maniu, în acest document, pornește de la aranjamentele și garanțiile care au fost date de învingători după primul război mondial. Și anume, o ordine teritorială care se baza pe naționalitate, pe etnie, deci dacă erai majoritar într-o zonă, printr-un plebiscit puteai hotărâ la ce stat să aparții sau cum faci să te încadrezi în granițele statului tău. Și a doua era ideea dezarmării agresorilor. Ori lucrurile astea, și vorbim de garanții, că și acum se spune că poate Ucraina să primească niște garanții speciale ca să semneze un armistițiu sau un tratat de pace, o să vedeți cât de neînsemnate au devenit garanțiile. În primul rând, nici nu s-a terminat bine conferința de pace, că președintele american Wilson s-a întors în America și Senatul a refuzat să ratifice ce a convenit el însuși la Paris. Al doilea, a avut loc alegeri, a venit un președinte republican și, dintr-o dată, America a adoptat o politică de neutralitate. În paralel, în Europa s-au făcut tot felul de modificări la tratate existente. De exemplu, era un tratat care privea în special Turcia de la Sèvres. Acest tratat a fost modificat la presiunile liderului de atunci, Turc Atatürk, care era pe cai mari din punct de vedere militar și s-a modificat într-un alt tratat de la Lausanne. S-a mai semnat diferite tratate la Locarno, de exemplu, care dădea garanții în privința granițelor Germaniei și Belgiei vis-a-vis de Germania. Deci numai granițelor de la Rin, granițele din Europa răsăriteană, care erau foarte fragile după primul război mondial, nu mai erau direct garantate. Apoi intervine, desigur, situația din Germania, unde ajunge la putere Hitler, reacția puterilor occidentale e destul de slabă. O să vedeți că luna martie e o lună fatidică, în martie 35 Hitler repudiază clauzele referitoare la dezarmare și hotărăște să se înarmeze din nou, practic nicio reacție. Martie 36, trupele germane intră în zona care era demilitarizată. În martie 37 semnează un Iugoslavia cu Italia un pact. Iugoslavia făcea parte din mica Antantă, era în principiu aliat a României, dar consideră că echilibrul de putere în Europa s-a schimbat și nu mai are rost să persiste cu vechii aliați. Și în martie 39 Hitler anexează Austria, din nou fără nicio reacție. Atunci România se vede în situația
în care este confruntată cu un tăvălug german și caută să găsească o alianță sau un sprijin din partea Marii Britanii și Franței. Nu trece multă vreme, sau aș spune mai întâi, primul ministru al Marii Britanii, Chamberlain, face 3 vizite la Hitler pentru a încerca să evite un război. Ultima și cea mai importantă se concretizează într-un acord, așa numitul acordul de la München, prin care occidentalii îi conving pe cei de la Praga să cedeze zona Sudeților, care era majoritar populată de cetățeni de etnie germană, să o cedeze Germanii la presiunile lui Hitler, iar Hitler încalcă până și acest tratat, tot în martie, 39 de data asta, și pur și simplu intră la Praga și desfințează Cehoslovacia ca stat. România caută să obțină sprijin, în special din punct de vedere economic și militar. Economic, discuțiile lui Carol al II-lea purtate la Londra nu duc la rezultate concrete, în parte pentru că Anglia practică o economie de piață și consideră că a cumpăra prioritar țiței din România la prețuri care erau peste piața mondială nu e un lucru avantajos, la fel și cu alte produse, și atunci nu se întâmplă mare lucru. E un puseu temporar de importuri de țiței, tocmai pentru a bloca apetitul Germaniei, dar mare lucru nu se întâmplă. Iar curând după aceea, Franța este atacată, începe războiul, nu, garanțiile date Poloniei sunt în fine puse în aplicare, la 1 septembrie 39, Germania atacă Polonia, la 3 septembrie Marea Britanie și Franța declară război Germaniei și la scurtă vreme după aceea armata franceză nu face față tăvălugului german și are loc capitularea Franței. Deci singura putere europeană în măsură să mai ajute țările mai mici în Europa est-centrală ar fi fost Marea Britanie. America iese din joc prin neutralitate, Marea Britanie este singură în război cu Germania, timp de circa un an. Ce se poate face? În orice caz, asta este lucru care determină pe Maniu să accepte ideea unei colaborări cu britanici. Maniu era un mare patriot, Maniu nu făcea lucrurile astea din punct de vedere sentimental. Le făcea în interesul țării. Și britanicii, la rândul lor, își pun problema ce putem face ca să slăbim, dacă se poate, Germania sau să o împiedicăm să acumuleze și mai multă putere și mult mai mult teritoriu. Mai ales că intervine pactul Molotov-Ribbentrop, la care ați făcut referire, prin care Uniunea Sovietică anexează o parte din Finlanda, o parte din Polonia, Basarabia, Bucovina de Nord și așa mai departe. Și în felul acesta există posibilitatea unei alianțe reale, care s-a dovedit până la urmă că n-a stat în picioare, între Germania și Uniunea Sovietică, un pericol și mai mare pentru restul Europei și pentru statele care aspirau la o existență democratică. Din cauza aceasta, România este constrânsă de Germania prin dictatul de la Viena să cedeze Ardealul de Nord, cum se spune. Fac o paranteză să spun că ori de câte ori am încercat să găsesc o hartă oficială a acelei zone, nu există sau nimeni nu vrea să o arate, nu știu, n-am fost în Ungaria, dar în România se pare că istoricii o țin în sertar sau pur și simplu nu a dispărut. Intervin alte cederi, cadrilaterul, neputând acționa din punct de vedere militar în Europa Sovietică, Marea Britanie, izolată din punct de vedere geografic, nu are cum să aibă trupe acolo, recurge la ideea unor acțiuni subversive, peste tot în Europa ocupată de germani. Și în acest sens se creează o unitate specială care se numește Special Operation Executive, SOE,
care avea două misiuni. Una era să slăbească ocupația germană pe cât posibil și să încurajeze opoziție și, de asemenea, să efectueze acte de sabotaj. În cazul României, sabotarea sau distrugerea câmpurilor petrolifere și blocarea comunicațiilor și transportului feroviar, care a fost, în oarecare măsură, sabotat chiar înainte de intrarea României în alianță cu Germania. În privința sabotării câmpurilor petrolifere, englezii au suferit un mare eșec, au încercat niște aventuri bizare, au trimis trupe pe la Sulina, oameni care pozau în a fi altceva, au încercat să ajungă la porțile de fier să blocheze Dunărea acolo. Lucrul ăsta s-a descoperit, Germania a făcut tărăboi, ei au trebuit să-și retragă oamenii care pretindeau că nu sunt militari de fapt. Culmea este că toate aceste planuri au fost descoperite într-un tren uitate de cineva în Franța, în Franța ocupată, și în felul ăsta s-a demascat ce se punea la cale. Sigur că nemții nu erau naivi, aveau și ei oamenii lor și sprijinitorii lor în România. Atunci se pune problema cu cine se poate colabora în România și englezii pragmatici spun, domne, avem trei criterii importante aici. Trebuie să găsim un lider popular, un lider care să aibă un partid mare în spatele lui, respectiv PNC-ul, și un lider care să aibă aceleași convingeri politice democratice pe care le împărtășim și noi și pentru care luptăm în acest război. Și primul contact are loc chiar în 1940, când un colonel, nu cred că la vremea era colonel, Alfred Gardin de Chastelain, care lucrase la societăți petroliere din România încă de prin anii 20, deci cunoștea și limba română, îl cunoștea pe Maniu, cunoștea și pe alți oameni importanți din zona petrolieră, în special un colaborator foarte important în cursul războiului al lui Maniu, Valeriu Rică Georgescu, și are loc această întâlnire, la care problema se pune așa. Noi, britanici, adică, suntem... Mulțumesc foarte mult! Noi, britanicii, vă putem sprijini, nu din punct de vedere militar, dar vă putem sprijini financiar ca să organizați o opoziție cu scopul răsturnării regimului Antonescu și ieșirii din alianța cu Germania și Italia și întoarcerea armelor. Maniu era rugat să se angajeze, să organizeze o rebeliune, în orice caz în Transilvania, în momentul care s-ar fi dovedit propice, când Germania ar fi fost în retragere, și în contrapartidă, cum spun, englezii urmau să financeze în primul rând o organizație care avea și un post de radio, se numea Ardealul, care emitea, dând impresia că emite de pe teritoriul României, ceea ce nu era cazul, era un istoric, Robert Seaton Watson, care era un mare prieten al României, care lucra acolo, era fostul ambasador Tilea, și foarte important, Dimitrie Dimăncescu și el, un fost diplomat român aflat la Londra. Se urmărea, evident, prin aceste emisiuni, ca publicul să încerce să reziste sau să descurajeze această cooperare economică strânsă cu Germania, pentru că România, văzând că nu poate să reziste din punct de vedere economic și militar, a semnat un pact economic cu Germania, prin care din punct de vedere economic, istoric, nu consideră a fi fost prea dezavantajos în cazul României. România livra petrol, bineînțeles, care era esențial pentru efortul de război al Germaniei, cereale și alte lucruri, și germanii furnizau arme și alte materiale României. Acest acord care a fost stabilit s-a concretizat imediat după
rebeliunea legionară în ianuarie 41, când Maniu s-a întâlnit și cu ministrul britanic la București, Reginald Hoare, cu care nu era în termeni foarte buni, pentru că îl critica pe bună dreptate că sprijinise pe Carol al II-lea. Și Maniu era un oponent al dictaturii lui Carol al II-lea, dar se înțelege și cu Reginald Hoare. Reginald Hoare are această discuție ca să concretizeze lucrurile începute de SOE, în perspectiva plecării relației, legației din România în februarie 41, și se pun bazele, deci, acestei cooperări. Îi se procură lui Maniu, sau mai degrabă lui Rică Georgescu, un radioemițător. Banii sunt sifonați prin societatea Unirea Petrolieră, care era o sucursală a unei mari societăți din Marea Britanie. Acolo conducătorii, administratorii britanici au trebuit să plece. A rămas un administrator român, care aveam să aflu mult mai târziu, era chiar nașul meu de botez, și care a putut să transfere acești bani din Anglia către opoziția coordonată de Maniu. Maniu a păstrat legătura cu De Ceastelen. De Ceastelen a trebuit să plece din România, a devenit practic șeful, să zicem, spionajului britanic cu sediu la Cairo, care se ocupa de România și alte țări din zona respectivă. Și această rezistență surdă este îngreunată, bineînțeles, de oamenii lui Antonescu, de activitatea legației germane. Marea Britanie e încolțită în acest război, caută noi aliați, America ezită să intre în război, Marea Britanie semnează un acord cu Uniunea Sovietică, un acord de colaborare inițial, și în iulie 41, și spre sfârșitul lui 41, Stalin bate pumnul în masă și spune: bine, bine, am semnat un acord de cooperare, dar de ce nu declarați război Finlandei, României și Ungariei, care luptă împotriva noastră sovietice alături de Germania? Și atunci, teoretic sau formal, Marea Britanie declară într-adevăr război României la 7 decembrie 41, fără ca vreun soldat britanic până la acea oră să pună piciorul în România. În ianuarie 42, însă, ministrul de externe Anthony Eden se duce la Moscova și Eden, care era adeptul a ce se va numi mai târziu real politic, convine cu Molotov și cu Stalin că, în ciuda principiilor Cartei Atlanticului, acest document semnat de englezi și americani, care spunea să nu se facă schimbări teritoriale ulterior, după război, decât dacă acestea coincid cu dorința exprimată în referendumuri libere de populația respectivă, și țările să aibă dreptul să-și aleagă propria formă de guvernământ, să fie suverane și să se restabilească autoguvernarea așa cum a existat înainte de război. Deci, în ciuda acestor lucruri care erau consemnate pe hârtie și ca și alte lucruri au fost abandonate, Eden acceptă ideea sovieticilor, care spun: noi vrem să revenim la frontierele din 41. Ce înseamnă frontierele din 41? În cazul României înseamnă frontiera care incorpora Basarabia și Bucovina de Nord. Churchill se declară surprins și chiar puțin supărat pe ministrul lui de externe și atrage atenția că el e șeful guvernului și spune: n-am recunoscut niciodată frontierele din 41. Au fost impuse prin acte de agresiune într-o curdășie rușinoasă cu Hitler, au încorporat țările baltice, la fel Basarabia și Bucovina de Nord, și lucrurile astea contravin principiilor pentru care luptăm. Deci, transferarea de teritorii, spune Churchill, și revine mereu la ideea asta, trebuie discutată după
încheierea războiului în cadrul conferinței de pace. La vremea aceea, totuși, Ministerul de Externe sub Tiden și SOE, care deja era mai independent și care avea o relație mai bună și mai solidă în România prin deceastele și oamenii lăsați aici, toți, în general, legați de industria petrolului, convin că cea mai mare speranță de cooperare în România rămâne Maniu. Cei de la Ministerul de Externe puțin mai reticenți, că spun, domnule, Maniu nu mai este complet în puterea pe care a avut-o după primul război mondial, rolul extraordinar pe care l-a jucat, e un om care poate va ezita. Și Maniu, într-adevăr, ezită. De ce ezită Maniu? Pentru că el vrea să fie sigur că România nu va fi invadată de Uniunea Sovietică în momentul în care se va sfârși războiul. Are convingerea că războiul va fi pierdut de Germania și se teme de ce va urma în această parte răsăriteană a Europei. În Ministerul de Externe era un, știți cum e în Anglia, e subsecretarul, deci adjunctul Ministrului de Externe este un funcționar de stat permanent, care nu se schimbă odată cu guvernul. Acest subsecretar de stat, Cadogan, era foarte implicat în călătoriile lui Eden și deci numărul 2, al doilea subsecretar, Alexander Cadogan, vine mereu numele lui, consemnează într-un document în felul următor lucrurile. Spun, avantajele unui tratat secret de colaborare cu Maniu sunt prea mici și problematice pentru a justifica dezavantajul pe termen lung, în sensul ca noi să ne angajăm cu privire la viitorul politic și teritorial al României. Întrucât guvernul sovietic manifestă un interes deosebit pentru România, am acceptat întotdeauna că nu putem adopta o poziție politică față de România fără a consulta în prealabil Uniunea Sovietică. Pentru a obține ceea ce dorim în alte privințe, s-ar putea să fim nevoiți să acceptăm garanția guvernului sovietic de a dispune de România așa cum poftește. Iar pentru a salva restul Balcanilor, referire la Grecia, evident, unde aveau mari interese ca să protejeze canalul de Suez, linia de comunicație cu India și alte părți ale Imperiului, pentru a salva restul Balcanilor, s-ar putea să fim obligați să sacrificăm România. Am tradus elegant pentru că el folosește un termen, spune, s-ar putea să fim nevoiți să o aruncăm la lupi. Propunem, dacă nu aveți obiecții, să transmiteți guvernului sovietic o parte din informațiile cuprinse în documentele dumneavoastră, adică ale serviciului SOE. Deci documentele serviciului de spionaj, Ministerul de Externe spune acestui serviciu de sabotaj și de spionaj, arătați rușilor documentele pe care le dețineți în interesul unei bune colaborări cu guvernul sovietic, care era aliata Marii Britanii în războiul cu Germania. Acum, care era marea temere? Aveau și englezii o temere. Îi spun, domne, dacă se acceptă ca Uniunea Sovietică să revină la frontierele din 1941, dacă într-adevăr înaintează și războiul se întoarce spre Europa, s-ar putea ca atunci când ajung la acest obiectiv și au pus mâna pe frontierele din 1941, să semneze un tratat de pace separat cu Germania. Și noi rămânem complet pe din afară în momentul ăsta, pentru că vom fi confruntați cu un duopol extrem de periculos. Și din cauza asta plusează în încercarea de a nu-i supăra pe ruși. Mai intervine ceva în ianuarie 43. O conferință la Casa Blanca, se întâlnește președintele Roosevelt cu Churchill și fără mari consultări cu britanicii, Roosevelt, care bănuia pe britanici că sunt depășiți, că sunt partizani ai imperiilor, a zonelor de influențe și el vrea altfel de lume, o lume mult mai deschisă în care să nu mai existe genul ăsta de comportamente, total nerealistă, zice. Roosevelt se apucă la o conferință de presă și spune că toți cei, nu numai Germania, deci toate țările satelite ale Germaniei, vor trebui să capituleze necondiționat.
și să capituleze în fața cui? În fața rușilor. Pentru că erau țările din Europa, partea răsăritană a Europei, Finlanda, Ungaria și România. Așa erau aliații Germaniei. Și atunci săracii spioni, ca să spun așa, sunt obligați să înceapă să arate documente, măcar selectiv, rușilor. Hotăresc însă să trimeată o misiune în România. De ce vor să trimeată misiunea în România? Vor să trimeată misiunea ca să discute cu Maniu, să explice care e situația reală. Maniu își punea mari speranțe într-o debarcare a aliaților în Balcani, în Grecia. Și cu o prezență militară aliată, adică anglo-americană, în acea zonă, ar reduce șansele ca rușii să pună complet stăpânire pe Balcani. Ori această operațiune nu a putea să aibă loc din punct de vedere militar și nu era în cărți, oricum americanii se opuneau și de ei depindeau și ceilalți, iar englezii nu spuneau nu vom face pentru a îi ține pe nemți în întuneric ca să-și păstreze trupe în Balcani care poate nu erau necesare în proporția în care le țineau pentru orice eventualitate. Și prima operație, se numește operația Ranji, este trimis un capitan, capitanul Thomas Russell. Acest capitan Thomas Russell avea o reputație foarte mare în rândul serviciilor secrete. El reușise o lovitură extraordinară. Eliberase din captivitatea germanilor 8 militari britanici, vorbind perfect nemțește, îmbrăcându-se într-o uniformă germană și prezentându-se undeva unde erau ținuți și ordonând gărzilor să le dea drumul. Și a plecat. Și omul ăsta este trimis în România împreună cu un radiotelegrafist pe nume Țurcanu, care a avut un rol foarte important după aceea în comunicare și pe care lucra pentru o companie navală și se pricepea foarte mult la lucrurile astea. Sunt parașutați în Iugoslavia, în nordul Iugoslaviei, urmând să treacă Dunărea și să ia contact cu Maniu. Însă fac imprudența să se despartă la un moment dat, ca fiecare să-și aranjeze alte lucruri pe care dorea să le pregătească și Russell este asasinat, nu se știe de cine, poate chiar de călăuza trimeasă de cetnici cu ei din Iugoslavia, ca să-i fure cocoșii cu care, în general, veneau acești oameni ca să poată să supraviețuiască. Și atunci, foarte repede, asta se întâmplă în noiembrie, deja se constituie o a doua echipă care să fie parașutată în România. Și echipa constă în acest de Chastelain, care cunoaște foarte bine România, Ivor Porter, care predase engleza la Institutul Britanic, viitorul British Council, înainte de război și care a făcut și el 6 ore de antrenament care a parașutist și un pe care îl chema Silviu Mețianu, era un om mai în jur de 60 de ani, care luptase în primul război mondial și care era specialist în sabotaj, însă prezența lui era oarecum inutilă pentru că se renunțase la ideea unei misiuni politice și de sabotaj, era o emisiune strict politică ca să ia contact cu Maniu, să-l convingă să acționeze cât mai repede și să scoată România din război dacă se poate. E, la aceste presiuni, ei sunt prinși, bineînțeles, sunt descoperiți de niște săteni, sunt tratați foarte bine, cu multă simpatie, se pare că exista simpatie pentru cauza aliaților, în ciuda alianței cu Germania, sunt duși la București, la București sunt ținuți în arest în condiții relativ confortabile, au convorbiri frecvente cu diferiți șefi de acolo, generalul Tobescu, colonelul Tădorescu, generalul Pichi Vasiliu, șeful jandarmeriei care este executat ca și Antonescu după război. Și se ajunge la situația aproape paradoxală că Antonescu, înștiințat de prezența acestor militari, spune, domnule, noi îi vom proteja. Și nu numai că îi protejează, adică nu îi livrează nemților care spuneau, domne, să fie, să discutăm noi cu ei. Și deci astfel ei măcar să fie trimis până la Berlin și trimite noi înapoi după aceea. El refuză lucrul ăsta. Mai mult, ministrul de externe Ica Antonescu, Mihai Antonescu, care era jurist, ei, bineînțeles, au fost imediat, a intervenit procuratura ca să fie judecați. Ori dacă
veniseră cu gândul să comită acte de sabotaj, erau pasibili de o pedeapsă foarte mare, poate chiar executare. Și Ica Antonescu îi învață cum să facă declarațiile pe care trebuiau să le dea procuraturii, tot așa cu ideea de a-i, de a-i proteja. E, lucrurile în timpul ăsta nu progresează mult în România. Maniu este foarte ezitant. Englezii și americanii încep să fie exasperați. Domnul, omul ăsta nu se hotărăște, nu face nimic. Maniu e prudent. El știe că riscurile sunt foarte mari. Dacă lovitura sau încercarea de lovitură eșuează, asta înseamnă că Germania va cotropi România, va ocupa România, nu va fi doar în cooperantă cu România, așa cum a făcut de altfel în Ungaria. Nu? Când Horthy era prezent la Hitler în vizită, trupele germane au ocupat Ungaria, tot așa de teama că poate pregătesc o schimbare de linie. Și marea teama României, și asta este dominanta care se regăsește peste tot de-a lungul războiului, este să teme de ce se va întâmpla cu România la sfârșitul războiului, când cei care au câștigat războiul, și în cazul ăsta va fi și Uniunea Sovietică, vor înainta în Europa răsăriteană, ce se va întâmpla cu granițele României, ce se va întâmpla, ce să mai vorbim de Basarabia și Bucovina de Nord, dar ce se va întâmpla cu Transilvania de Nord și cu Sălajul Draga lui Maniu. Și din cauza asta ezită, dar pregătește oameni, pregătește, discută, are contacte numeroase. E dispus că se vorbește foarte mult de dictatura lui Antonescu. Sigur că era o dictatură, era un regim autoritar. Dar Antonescu în război și aliat cu Germania era la curent cu diferite lucruri care se petreceau și închide ochii. Nu îndrăznește să-l aresteze pe Maniu. Arestează pe Rică Georgescu și pe toată echipa care pot lucra cu ei, se creează o situație dificilă din cauza asta, dar îl protejează, sau mă rog, îl scutește pe Maniu. Aliații se întâlnesc din nou la Teheran, discută acolo niște lucruri absolut teribile. Noi ne plângem că am fost trădați de Anglia și de Occidental, dar ce să spun, Polonia, pentru care Anglia a intrat în război, Polonia este la Teheran mutată pe hartă, spre vest. Adică partea ocupată de sovietici, din fericire, partea mai mlăștinoasă rămâne la sovietici și, în compensație, se dă Poloniei postbelice o bucată din ceea ce era un teritoriu cu populație numeroasă germană și industrializată și orașe cum era Breslau și altele. Ce să facă românii în situația asta? Maniu știe că britanicii, cei trei, sunt pe teritoriul României, că sunt ținuți într-un arest. Se duce la Mihai Antonescu și spune că vrea să discute cu deceastele. Antonescu refuză. Iar Maniu atunci își asumă întreaga răspundere pentru această misiune autonomă. Spune, ei au venit pentru ca să conlucreze cu mine, pentru că eu cred că pentru viitorul României este important să ieșim din război. Eu mi-asum toată răspunderea pentru ei. Nu îi judecați, nu faceți nimic grav cu acești oameni bravi. Ei sunt totuși interogați sub control românesc de un om de la Gestapo, și, mă rog, să țin de declarațiile pe care le-au dat și pe care le-au scris împreună cu Ica Antonescu. Domnul Mititelu, putem să, în, nu știu, în 2-3 minute să comprimăm puțin ca să oferim și celorlalți invitați? Vă rog mult de tot. Da, ar fi multe de spus după aceea, știu, dar mai revenim. Vreau doar să ajung la punctul final și anume să apropie momentul în care trebuie făcut ceva, pentru că rușii lansează o mare ofensivă în martie, la 26 martie, 44 sunt deja la Prut. Hitler îl convinsese pe Antonescu că rușii nu vor înainta atât de rapid și că Germania va rezista, nu s-a întâmplat așa. Antonescu iară se duce la Hitler, Hitler supraviețuise unei tentative de asasinat și n-are chef să vorbească decât despre ce a pățit el. Ba mai mult, îi se sugerează lui Antonescu că dacă ar exista o asemenea opoziție
ca cea care conspiră în România, i-ar executa pe toți și are, în fine, loc întrevedere la 2 aprilie între Maniu și de Chastelain. Ei discută, descriți, de Chastelain telegrafiază la Cairo, șefilor lui, nici el, nici Maniu nu știe că tot ce se discută și tot ce trimite el cifrat este arătat rușilor. De care, la un moment dat, rușii fac mare tărăboi și spun, cum e posibil să avem acești spioni în România care uneltesc împotriva noastră. Și Ministerul de Externe devine furios, sistează operațiunile SOE în România și le suspende pe cele din Barcan. Din fericire, lucrul ăsta nu are un mare impact pentru că nu mai existau transmisătoare. Ori au fost confiscate, ori au fost sabotate. Singurul care mai exista era în posesia lui Maniu, sigur că nu-l opera Maniu, dar culmea este că pe transmisătorul lui Maniu s-a ajuns să fie transmise și mesaje ale lui Antonescu, mareșalul Antonescu, care recurgea tot în interesul scoaterii României din război. Era și el convins și încerca și el să obține condiții de capitulare mai avantajoase la, printr-un ministru aflat în Suedia, Nanu. Condițiile sunt foarte similare, condițiile au fost tablate de reprezentantul sovietic care acum la Cairo participa la toate negocierile la care era trimis prințul Silbei. Condițiile pe scurt sunt întoarcerea armelor, România să întoarcă armele, Basarabia și Bucovina de Ron rămân Uniunii Sovietice, România să plătească reparații de război, rușii spun ulterior, le mai negociem, adică le-au mărit. Trupele sovietice nu vor ocupa România, dar vor să aibă libertate totală de mișcare, ceea ce era practic o formă de ocupație. Și, de asemenea, se vor angaja în operațiuni mixte cu armata română pentru recuperarea parțială sau totală a Transilvaniei de Nord. Și aici Churchill insistă să se spune că lucrul ăsta să fie abia confirmat la încheierea păcii. Ei, ar fi multe încă de spus, dar mă opresc aici. Știți și dumneavoastră ce s-a întâmplat. A urmat 23 august. Maniu a fost sfătuit și convins de britanici și de americani că ar fi bine dacă s-ar consulta sau s-ar alia și cu Partidul Comunist, deci în speță Pătrășcanu, care avea o rudă la palaci în felul ăsta, el a ajuns să vorbească în numele comuniștilor. Pătrășcanu, la rândul lui, l-a prezentat pe Bodnăraș, care era mult mai convingător și care avea experiență militară. Și deci s-a format acest front comun care a conlucrat la lovitura de la 23 august. Socialdemocrații au fost extrem de slabi, extrem de temători, Maniu nu avea încredere decât în liberal, de fapt, bună cooperare cu Dinu Grăteanu. Interesant este că Maniu personal n-a fost prezent la 23 august la Palat, din diverse motive, poate că și pentru că nu vrea să fie asociat cu o situație tragică, inevitabilă și refuză să facă parte din guvernul care avea să fie numit. El spune, trebuie un guvern de tehnocrați care să negocieze armistițiul întâi și atunci se retrage și... Înainte de a lăsa pe domnul profesor, vreau să menționez că la sfârșit veți avea posibilitatea să puneți întrebări și cu siguranță vor fi întrebări despre toată prezentarea dumneavoastră. Domnule profesor, vă rog. Vreau și să fac două mici precizări. Unu, în chestiunea regimului Antonescu, da, Antonescu a fost față de comuniști mult mai reținut în reprimarea opoziției democratice. Dar caracterul regimului antoneștian trebuie precizat foarte limpede. A fost un regim totalitar în natura sa, totalitar în acțiunile sale, aliat al Germaniei naziste, care a comis crime de război și crime împotriva umanității și genocid în cursul acestei conflagrații. Cred că trebuie să ne delimităm cu foarte mare claritate și fermitate de miturile care au circulat în jurul lui Antonescu, mituri care au fost perpetuate în exil de filoantoneștenii din categoria lui Panfil Șeicaru, care au fost preluate insidios
de propaganda comunistă, cu concursul unor texte la granița dintre istorie și ficțiune, cum era delirul lui Marin Preda, și care au ajuns după 1990 ideologia oficială a regimului Iliescu. Este vorba de oglinda momentul adevărului, în care Antonescu era marele erou al acestei țări, iar regele Mihai și Iuliu Maniu erau niște trădători. Antonescu se purta mai reținut cu acești oameni, pentru că Antonescu, spre deosebire de comuniști, avea o viziune cazonă asupra totalitarismului. Legionarii și comuniști aveau o viziune clară și politică și asumată asupra totalitarismului. 2. Ca să înțelegem de ce era Iuliu Maniu atât de diferit de contemporanii săi. Priviți, de exemplu, imaginile din Piața Națiunilor Unite în septembrie-octombrie 1940 cu manifestările legionarilor. Că se vorbește acum de un anumit partid care ar pune în pericol democrația. Bun, este un pericol redutabil, dar să privim fotografia României în 40. Sute de mii de oameni care se închinau în fața unui criminal al cărui portret trona. Este vorba de Cornelu Codreanu. Deci un mort care domina o țară și sute de mii de oameni pe teritoriul acestei țări se închinau la Cornelu Codreanu ca la icoană. Ce oferă Iuliu Maniu? Oferă, cum spunea părintele Borz, o altă viziune. O viziune bazată pe demnitatea umană. De aceea Maniu s-a opus și lui Carol al II-lea, s-a opus în pofida propagandei comuniste, s-a opus și legionarilor, pentru că nu a fost un sprijinitor al legionarilor. Trebuie că să vorbim de acel lucru. Pactul de neagresiune nu a însemnat că Iuliu Maniu ar fi cauționat politica legionară. Vorbeam înainte că la momentul procesului Codreanu, Iuliu Maniu a precizat foarte limpede că dacă Corneliu Zela Codreanu este un adept al totalitarismului, eu sunt un adept al democrației. Iar în privința lui Antonescu, opinia lui Iuliu Maniu a fost foarte limpede. Nu i-a tăgăduit bunele intenții, dar bunele intenții pot provoca genocid și crime împotriva umanității. În privința relației cu aliații după 23 august. Menționați și cine a mai semnat pactul? Că și asta e foarte evident, important. Evident, era cred că și partidul lui Argetoianu care a făcut... Și partidul evreilor, atenție. Da, da, deci era e în foarte contextul... important de menționat acest lucru. Și în privința aliaților, s-a văzut foarte limpede marja redusă de manevra englezilor și americanilor în momentul în care s-a constituit Comisia Aliată de Control. Pentru că Iuliu Maniu și Dinu Brătianu trimiteau ei sau indirect colegilor mesaje acestor reprezentanți americani și britanicii ei trimiteau la sovietici. Deci a devenit destul de limpede faptul că sovieticii controlau România prin intermediul acestei Comisii Aliată de Control, care era permanent numită în paranteză sovietică. De aceea spun că prudența lui Iuliu Maniu era într-un fel o prudență vizionară, pentru că erai prins într-un clește. Nu aveai ce să faci. Cel care fusese arhitectul Unirii 1918 nu putea să-și asume prin semnătură distrugerea României Mare. Dar România Mare oricum era lichidată. Aceasta este tragedia. Pentru că și dacă ar fi fost România Mare sub protectorat sovietic, ne-ar fi încălzit cu ceva inima? O țară mai mare sub sclavie sovietică era mai fericită? Dacă ne păstram integritatea teritorială și intram sub sovietici, era mai bine? Până la urmă, singura soluție, cum spunea Nicolae Carandino atât de frumos despre Iuliu Maniu, este rezistența, prima condiție a victoriei. Și știm cu cât a plătit Nicolae Carandino aceste puncte de vedere. Hai să încercăm ceva, altceva, părinte. Și v-aș citi un pasaj din Flavia Bălescu Coposu, sora seniorului Coposu, într-o carte apărută în 2019 la editura Icon, Amintiri povestite, amintiri trăite. E un pasaj, la un moment dat, verișoarele sale de la Budapesta, nepoate de-a lui Simeon Bărnuțiu, vin pentru prima dată la Bădăcin și Flavia Bălescu Coposu, cu multă savoare, scrie în felul următor. Fiindcă verișoarele noastre mergeau la Bădăcin pentru prima dată, am făcut o vizită completă și în vie și în livadă. Am stat de vorbă cu domnul Maniu, care era un om admirabil. A stat la masă cu noi aproape o oră. A povestit o mulțime de lucruri interesante din viața lui. Camera era situată într-un fel de foișor, care domina clădirea. Era extrem de simplă, aproape monahală, cu foarte multe cărți, pe bibliotecile care ocupau toți pereții liberi și cu un birou simplu din lemn de tei. În această cameră nu primeam musafiri străini, dar atunci ne-a invitat pe noi pentru ca verișoarele noastre să vadă camera unui prim-ministru.
au rămas uimite de sobrietatea și lipsa de fast a locuinței unei mari personalități. Când s-a înserat, cu regret ne-am pregătit de plecare. Domnul Maniu ne-a condus până la trăsură. Avea în mâini un coș mare cu mere roșii, în vârful căruia trona mărul cel mai frumos. A așezat coșul la picioarele mele, m-a sărutat pe frunte și mi-a spus că sunt o fetiță cu minte. A surprins el oare, în timp ce prezidea masa noastră a copiilor, privirea mea galeșă la acel măr frumos? Nu știu, dar cred că recompensa cu mințenia mea cu duioșie. Maniu avea niște ochi albaștri, te paraliza când se uita la tine, parcă îți pătrundea până în tainele sufletului. Simțeai că nu poți să-l minți sau să-i ascunzi vreun adevăr. Senzația asta de furnică în fața cuiva am mai avut-o mai târziu doar în prezența regelui Mihai și a Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. Nu era exuberant, era sobru, impunea, ce spunea, țineai minte multă vreme. Închei citatul. Cum e la bădăcin, părinte? Confirm că această atitudine o avea nu numai cu rudele, care veneau frecvent acolo la dealul țarnic, ci cu toți cei care îi treceau pragul. Eu am ajuns la bădăcin în urmă cu 24 de ani și încă în acea perioadă mai trăiau persoane care l-au cunoscut pe Iuliu Maniu, au cunoscut familia, atmosfera care era acolo la dealul țarinei din bădăcin și toți mi-au confirmat exact același tip de comportament. Era o gazdă extraordinară și spuneau ei, niciodată nu pleca nimeni de acolo cu mâna goală. Primea câte ceva. Mai mult, îi plăcea să se plimbe, nu numai prin sat, ci chiar și pe câmp, unde întâlnea oameni care își munceau pământul, îi sprijinea financiar. Și tot așa am aflat că ori de câte ori venea la bădăcin, mergea la școală, și îl întreba pe învățător care dintre elevi ar merita să studieze mai departe și le oferea bursă. Este chiar un caz, Ștefan Chișiu a urmat facultatea de medicină veterinară, a ajuns apoi la București, a lucrat în cercetare, are 10 brevete de inventator și a scris memoriile și a spus șansa mea a fost că la un moment dat Iuliu Maniu să intre pe ușa clasei și să-mi ofere această bursă. Altfel, aș fi rămas în sat, poate un pic mai iluminat decât colegii și prietenii mei, însă fără șansa de a studia. Știm de asemenea că după ce și-a încheiat perioada de avocat al Mitropoliei Greco-Catolice de la Blaj, toate proprietățile pe care le-a deținut acolo le-a lăsat seminarului pentru ca ele să fie folosite pentru burse. Prin ultimul său testament, încheiat în 1941, aici la Brașov, el se află aici în Arhivele Naționale din Brașov, lasă moștenirea sa de la bădăcin, Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, dar cu un scop precis. El spune în testament proprietatea sau domeniul de la bădăcin să fie folosit pentru educarea tinerilor. Și a ținut foarte, foarte mult și a înțeles foarte bine că acest popor se poate ridica doar prin educație. Casa de la bădăcin, în urmă cu 24 de ani, era un depozit al Centrului pentru Copii cu handicap sever, așa se numea atunci. Era într-o stare de deteriorare. Erau porțiuni care de tâmplărie care stăteau suspendate, partea de zidărie nu mai exista. Și asta pentru că a avut o soartă destul de crudă această casă, am putea să spunem. După arestarea lui Iuliu Maniu în 1947, a fost arestată întreaga familie. În anii 50 au fost găsite toate rudele care erau răspândite prin țară, 23 de membri din această familie erau în închisorile comuniste și au făcut perioade mai scurte sau mai lungi de închisoare. Casa a devenit depozit de îngrășăminte chimice.
Mobilierul din casă, o parte a ajuns în sediul primăriei și Mleu Silvaniei, un orășel la 5 km de Bădăcin. O altă parte din mobilier a ajuns în sediul Partidului Muncitoresc Român și de acolo, sigur, pe alte căi, la diferite persoane, noi am găsit ulterior mobilier în Cluj, în Baia Mare, în Oradea, și Mleu Silvaniei și așa mai departe. În 1962 s-a înființat sediul gospodăriei mixte a Gostatului, chiar în, acolo în casă, și tot acolo erau organizate și ședințele de partid. Pe pereți, în afară, scria „Trăiască Partidul Comunist Român”. Avem chiar o fotografie cu astfel de ședință, chiar în salonul casei, în spate se vede în fotografie cum scrie „Trăiască Partidul Comunist Român”. În 1971 s-a înființat o tabără pentru pionieri, iar în 82 un centru pentru copii cu handicap sever. În salonul casei, 70 de metri pătrați, trăiau în jur de 100 de copii cu dizabilități, în niște condiții groaznice. Ne aducem aminte, pentru regimul comunist, copiii cu dizabilități trebuiau scoși din societate, trebuiau izolați. Casa de la Bădăcini era în afara satului și se potrivea exact cu ceea ce își doreau ei. Și eu aș putea spune că era și un loc de exterminare. Din ceea ce mi-au povestit oamenii, în 70 de metri pătrați erau 100 de copii, li se dădea de mâncare într-un lighean, în mijlocul camerei, mâncau exact ca niște animale, mureau săptămânal. Preotul care era în perioada aceea acolo mi-a povestit că săptămânal mergea, toți copiii erau înmormântați în cimitirul satului, mergea săptămânal acolo, nu se putea respira înăuntru. În 1990, casa intră, devine monument istoric, intră în lista monumentelor istorice. Testamentul lui Iuliu Maniu devine public, dar cu toate acestea, profitând de legile sau lipsa legilor care se refereau la monumentele istorice de la începutul anilor 90, primăria împreună cu Consiliul Județean preiau toată proprietatea, 4 hectare și jumătate, o trec în domeniul public, după care Consiliul Județean o face cadou Inspectoratului pentru Copii cu Handicap Sever, așa se numea această direcție din cadrul Consiliului Județean, pe 99 de ani. Și era o proprietate privată făcută cadou unei instituții. Acest lucru se întâmpla după 1990. Noi am încercat să avem o înțelegere cu cei de la centru, am cerut din toată suprafața 50 de ari, suprafața pe care se află casa și mormintele familiei, pentru a începe reabilitarea casei și pentru a întreține mormintele familiei Maniu. Nu am reușit, toate întâlnirile au eșuat. I-am dat în judecată atunci când au simțit că vor pierde și că va exista și o sentință și vor fi obligați să plece de acolo. Au ieșit în presă și au început să spună: iată ce vrea să facă biserica, să desfințeze un centru pentru copii cu dizabilități. Mai mult, directoarea instituției de acolo le-a spus angajaților: uitați ce vă face părintele, vă desfințează locul de muncă, veți face naveta 40-30 de kilometri în altă parte. Și sigur că a ieșit un mare scandal, cu toate că noi am ieșit cu un drept la replică și am încercat să explicăm că vrem doar această suprafață în care se află casa, ca să o putem repara. Nimeni nu ne-a mai crezut și a trebuit să retragem acel proces. Casa se deteriora, ploua prin acoperiș, pentru că el a fost modificat în anii 60, dar mai mult, în 2000 au construit o clădire din beton la 20 de metri de clădirea noastră, deși legea spune că există o zonă protejată, mai ales în mediul rural, de 200 de metri pătrați, n-au ținut cont de asta, acea clădire nici astăzi nu are autorizație de construire, au terminat-o
Și după finalizarea ei, acolo s-a schimbat structura solului, infiltrațiile, apa și-a schimbat cursul și ne-am trezit cu infiltrații de apă, un metru era peste tot. Ploua și prin acoperiș, apa venea și de jos în sus. Astfel că era, deja la începutul anilor 2000, se afla în stare de precolaps, nu eram proprietari, nu puteam să facem absolut nimic. Dificultatea a venit și din faptul că nu numai că nu eram proprietari și nu reușeam să devenim proprietari, dar nici nu știam ce ar trebui să facem, de unde ar trebui să începem, pentru că nici astăzi, sau cel puțin eu nu știu, să existe o metodologie, un ghid pentru cineva care ar dori să reabiliteze un monument istoric, care sunt primii pași. De exemplu, eu atunci n-am știut că la baza unui proiect de reabilitare, proiect tehnic de arhitectură, trebuie să stea un studiu istoric mai întâi. Că toți specialiștii care vor lucra acolo, ingineri, arhitecți, trebuie să fie avizați de Ministerul Culturii. Inclusiv studiile geologice, biologice care s-au făcut acolo, trebuiau să fie făcute de niște oameni care să aibă acest aviz al Ministerului Culturii. O altă mare problemă pe care o au cei care doresc să reabiliteze un monument istoric sunt avizele și costurile acestor avize. Sunt foarte mari. Foarte mulți se opresc pentru că nu mai au aceste fonduri de a continua. Statul nu sprijină nici măcar cu acest lucru de a scuti de aceste taxe care sunt foarte mari, pentru că sunt foarte multe comisii care trebuie să avizeze toate aceste lucruri și foarte mulți renunță. Vreau să mă întrebați sau să pot continua? Cei din sală și mai ales tinerii trebuie să realizați că ceea ce a făcut părintele acolo este absolut o minune, pentru că în 2015 acea casă se prăbușea. Statul român, în ansamblul său, nu a făcut aproape nimic. Când spun aproape, mă gândesc totuși că cineva din administrația locală, din Bihor, a mai ajutat. Dar statul român, președintele țării, guvernul României, n-au făcut nimic. Și părintele Borz, din 2015 până pe 12 octombrie 2019, a fost cel care, împreună cu voluntari, a reușit să pună pe picioare această casă. E chiar un exemplu. Și tocmai de-aia îi mulțumesc din toată inima pentru tot ce a făcut. Deci asta nu va spune niciodată, pentru că e modest. Eu am avut o bănuială că atunci, la începutul anilor 90, întabularea nu a fost chiar pe terenul sau pe suprafața reală. Nu exista atunci, întabulările nu se făceau cu coordonate GPS, cum se fac astăzi. Și am comandat o ridicare topografică și l-am rugat pe topograf să-mi dea cu coordonate GPS care este numărul topografic, suprafața pe care se află casa. Era diferită de numerele lor topografice. Așa am reușit să întabulăm casa și terenul. Nu vă puteți imagina scandalul care a ieșit. Au chemat jandarmii acolo și m-au acuzat de tot felul de aranjamente. Cu toate că le-am arătat extrasul de carte funciară în care scria familia Maniu de la 1800 și ceva, când s-au făcut primele înscrisuri în cartea funciară. Cu toate acestea, ei credeau că noi am făcut tot felul de aranjamente. În sfârșit, apoi a continuat, am început acea campanie cu strângere de fonduri. Cei care trebuiau să ne dea tot felul de avize încercau să ne oprească. Consiliul Județean ne-a refuzat 7 cereri de finanțare. Institutul Național al Patrimoniului a organizat un concurs în care puteam să obținem finanțare. Am reușit să ne calificăm, cu toate că am cheltuit foarte mulți bani pentru a face proiectul așa cum doreau ei. Trebuia să împărțim proiectul în lucrări executate, lucrări rămase de executat și sigur că cei care au făcut munca aceasta ne-au cerut bani. Am fost declarați eligibil, dar finanțare n-am primit
niciodată. Oameni din toată țara, sunt câteva mii de donatori care au contribuit la reabilitarea acelei case și, într-adevăr, în 2019 a fost finalizată cu o reducere de aproape 100 de mii de euro față de devizul inițial. Devizul inițial a fost de 350 de mii de euro fără organizarea lui ca muzeu și noi am reușit să finalizăm cu totul la 245 de mii de euro, reabilitarea totală, consolidare, schimbarea acoperișului și așa mai departe și redarea, practic în studiul istoric, am decis să dăm ultima formă a casei. Casa a fost construită în trei etape, a avut trei forme și am decis atunci că o să-i dăm ultima structură, ultima formă, cea din 1947. Da, din păcate, cu tristețe trebuie să spunem că statul nu sprijină nici în 2018. Eram în timpul reabilitării și cu toate că am făcut cereri către Ministerul Culturii din vremea aceea, au fost finanțate tot felul de proiecte. Unul cu o greșeală în titlu scria inaugurarea statuii bustului și a primit finanțare. Și nici noi și nici alții care au cerut, știu că mai trăia atunci la Arad nepotul lui Ștefan Ciciopop, n-au primit finanțare, au primit astfel de proiecte. Acum, sigur, noi ne bucurăm că acel loc este un loc viu, în care se întâmplă multe lucruri și este vizitată de către foarte multe persoane. Aș vrea să fac o mică completare la ce spuse de părintele Borz, care cumva și o contrazicere, spunea că nu există un ghid care să ajute pe cei care vor să facă un astfel de proiect. El există și chiar dumnealui este autorul. A publicat o carte în care au prezentat toată această poveste mult detaliată cu toate avatarurile proiectului, așadar există acest proiect și cine va dori să își asume un astfel de efort donchihotesc, poate să vadă cât de greu este, dar apoi și satisfacția pe care ți-o dă un astfel de proiect finalizat și suportul pe care îl poți obține din partea oamenilor de bine în țara aceasta și care arată că totuși se poate și există speranță că lucrurile pot să o ia să ia o turnură favorabilă. Este momentul de întrebări și răspunsuri din online. Ah, sigur că da. Și înainte să vă dau cuvântul, domnul profesor, din online cine dorește să ne adreseze întrebări poate să o facă și vor fi preluate. Vă rog. Doream și eu să spun ceva ca să nu plecăm totuși de la această întâlnire cu sentimentul că ne adresăm unei statui. Iuliu Maniu a fost o personalitate foarte vie și nu doar că a fost o personalitate foarte vie, este o personalitate care ne poate vorbi din perspectiva trecutului despre viitorul nostru. Pentru că valorile pe care Iuliu Maniu le-a apărat de la început până la sfârșit sunt valorile pe care noi astăzi le socotim valori fondatoare. Atunci când Iuliu Maniu s-a opus regimului de autoritate personală a lui Carol al II-lea, nu a făcut-o dintr-un moft personal. Nu a făcut-o pentru că îi displăcea persoana Elenei Lupescu, cum au sugerat-o unii. Nu, a făcut-o dintr-un motiv mult mai profund și mult mai simplu. Acela că a crezut în monarhia constituțională și a crezut că derivele lui Carol al II-lea sapă edificiul nostru constituțional. Atunci când s-a opus mareșalului Antonescu, nu a făcut-o din dorința de a refuza, ci din dorința de a apăra interesele pe termen lung, interese care excludeau o alianță cu un regim criminal și genocidar precum cel nazist. Atunci când s-a opus comunismului, nu a făcut-o pentru că era un exploatator. Gândiți-vă din ce evoca părintele Borz, cât de bine trăiau acești exploatatori ai poporului. Cât se bucurau de mere, de saloane, era o viață de vis. Nu a făcut-o pentru a-și apăra aceste bogății. Pentru că ascultând ceea ce spunea părintele, mi-aduceam aminte și de viața lui Ion Mihalache. Născut din popor, crescut pentru popor, sacrificat pentru popor. Tot ceea ce comuniștii au afirmat decenii, că ei erau cu poporul și pentru popor, a fost ilustrat de acești oameni care n-au uitat niciun moment de unde au plecat.
Atunci când în perioada comunistă se discuta despre lupta românilor din Transilvania și Banat împotriva dualismului, lupta a fost dusă de acești oameni, oameni modești, pe care aristocrația maghiară îi credea incapabil să vorbească. Și uite că au vorbit. Au vorbit și au vorbit în numele celor care nu erau într-atât de educați să vorbească, dar care instinctiv au știut că memorandiștii și cei care au urmat vorbeau în numele lor. Și au dus lupta în baza unui principiu al legalității. Noi când vorbim de această generație lui Iuliu Maniu, trebuie să înțelegem că ea a fost educată în acest spirit al legalității, al statului de drept și al demnității umane. Oameni care nu s-au gândit niciodată la violență. Noi astăzi avem președinți de stat care și-au făcut cariera politică fie în mafie, fie în tot felul de mișcări revoluționare de gherilă. Să ne gândim că pe vremuri au existat oameni care nu s-au gândit un moment că soluția la o problemă politică este împușcarea adversarului. Un asemenea om politic a fost Iuliu Maniu. Și de aceea Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Dinu Brătianu, Constantin Titel Petrescu au fost atât de urâți de comuniști. Pentru că instinctiv comuniștii au simțit că lucrurile pe care ei le proclamau mincinos erau ilustrate direct, organic, sincer, fără demagogie de acești oameni. Pentru noi astăzi, în România în care trăim, este imposibil să crezi că poți să fii un om politic autentic cu un angajament creștin personal, dar care nu să însemne că bați toba pe la biserici și te încingi la hore. Nu! Să fie un angajament creștin discret. Pentru că pentru mine angajamentul creștin care nu-i discret este un angajament demagogic. Pe Iuliu Maniu și pe cei asemenea lui nu-i vedeai la hore bătând tobele, nu-i vedeai închinându-se de sus până jos, pe la tot felul de catedrale în prime time. Nu, îi vedeai alături de țăranii pe care îi sprijinau, nu pentru că îi priveau cu un complex de superioritate, ci pentru că știau că din mijlocul lor s-au ridicat. Aceste lucruri nu mai sunt de înțeles astăzi, pentru că religia este instrumentalizată politic, pentru că mulți oameni ai bisericii se gândesc mai mult la talanți decât la valorile creștine și pentru că oamenii politici au un singur interes. Pe lângă agentul electoral lumesc, să-l mai hame și pe Dumnezeu la carul lor electoral. Ori, acest tip de democrație creștină, ilustrat de Iuliu Maniu, de Ion Mihalache, este exact la antipodul acestor lucruri. Și să ne gândim cum ar fi arătat România dacă nu s-ar fi instaurat comunismul. Cu asemenea oameni care, gândiți-vă, i-ați evocat pe Grigore Niculescu Buzești, pe Grigore Gafencu, pe Iuliu Maniu, cum ar fi arătat România fără binefacerii lui Gheorghe Udej, Ion Iliescu, Bârlădeanu sau Călălu Mănescu, nu? Cei despre care ne se spunea în anii 90 că au fost mari valori ale națiunii. Avem aici o întrebare, pentru al doilea, vă rog. Bună ziua, Andreea Corca mă numesc, sunt studentă în istorie și participantă a școlii de vară. Eu doresc să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre recenta publicație ce aparține lui Emanuel Copilaș și mă refer aici la integrarea României sub sfera de influență a URSS, pentru că mie mi se pare, dacă am înțeles bine, că dumnealui încearcă, prin ipoteze destul de bine argumentate, să demonteze mitul istoriografic creat în jurul personalității lui Iuliu Maniu. Vă mulțumesc anticipat. Dacă a citit cineva cartea, nici eu n-am citit-o. Cred că n-am putea să avem un dialog atât timp cât noi n-am citit cartea, eventual îi facem reclamă domnului Copilaș, sigur. O să vedem cartea, o să vedem, e dreptul domniei sale să scrie ce consideră. Dacă afirmațiile se susțin, probabil vor fi îmbrățișate și de alții, dacă vor fi șubrede, va fi criticat, așa e în istorie și veți vedea că, sigur, e un spațiu al dialogului, deși uneori apar tensiuni și, mă rog, radicalizări, pentru că suntem la o temă de radicalizare, inclusiv în scrierea istoriei. Iar Iuliu Maniu n-a adus lipsă de critici de-a lungul vieții și mai ales după decesul său. Apropo de, nu o să mă refer la domnul Copilaș, că domnul Copilaș are alții care îl citesc, nu mă număr printre cei care îl citesc pe domnul Copilaș. Dar vorbind de inamicii lui Maniu și ce spunea domnul Budeancu, e foarte corect, au fost numeroși. Adică împotriva lui Iuliu Maniu, Constantin Stere a scris o carte întreagă și Constantin Stere era un cap politic și intelectual de primă mărime. Adică în momentul în care ești o personalitate ca Iuliu Maniu, nu ești înconjurat numai de oameni ca noi, să zic așa puțin malițios, care empatizăm, a avut inamici.
Diferența că a avut inamici precum stere care au inamici de idei și a avut nefericirea tragică de a avea inamici care au considerat că formula este formula finală. Adică lichidăm și inamicul, lichidăm și persoana. Cred că aici vedeți dumneavoastră diferența, cum vă spune și domnul Budeancă, între o polemică istorică și o polemică cu Ciomagul. Cum faci din casa lui Umaniu loc de exterminare pentru copii cu dizabilități? Nu, asta apropo de demnitatea umană. Regimul comunist ne spunea că omul este principala lui preocupare și că demnitatea umană, formula de atunci, este la temelia gândirii comuniste. Ori se întâmplă că astăzi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului investigează locuri în care acești copii au fost exterminați. Pentru că să dai unor copii de mâncare dintr-o troacă, cum nu dai de mâncare nici câinilor, asta arată politica de darwinism social a comunismului. Erau atât de aproape de național-socialiști în această idee că dacă nu ești arian, biped, voinic, inteligent, meriți să mori. Asta a fost gândirea lui Ceaușescu. Asta a lăsat în urmă Nicolae Ceaușescu. Asta apropo de cretinii de pe TikTok care dau citate cu Ceaușescu. Da, ar trebui să se ducă să vadă locuri de acestea și să se gândească cum este să fii copil și să fii tratat ca un porc. Și după aceea să se gândească de două ori înainte de a evoca înțelepciunea secretarului general. Și nu uitați niciodată că Maniu a preferat întotdeauna, înainte de orice, oamenii de caracter. Caracterul a contat întotdeauna. Bună ziua, numele meu este Dean Mărișescu și aș vrea să vă întreb referitor la acțiunile lui Iuliu Maniu care au provocat întoarcerea în țara regelui Carol al II-lea, care la momentul respectiv păreau acțiuni bune pentru o situație dificilă în care se afla România, mă rog, din cauza nefuncționării regenții, dar care s-au transformat în anii care au urmat într-o perioada nu tocmai bună. Am să răspund eu că eu sunt pun monopol pe subiectele care mă fac impopular. Da, unul dintre lucrurile care au fost reproșate constant lui Umaniu de către inamicii săi a fost aducerea pe tron a regelui Carol al II-lea. Ceea ce este factual neadevărat. Carol al II-lea s-a înstăpânit pe tron cu concursul unei părți din armată și din administrație. Carol al II-lea nu a dorit să fie membru în regență, cum se sugera, a dorit să fie voievodul culturii și a și fost. Nu? Carol al II-lea a avut de la început, din primul moment, o atitudine constant ostilă aranjamentului constituțional. Și de aici ciocnirile cu Iuliu Maniu. Iuliu Maniu a fost de la început ostil lui Carol al II-lea, iar Carol al II-lea din primele momente a încercat cu tenacitate să se aplice unui singur obiectiv, distrugerea partidelor politice pe care se întemease democrația noastră imperfectă de până atunci. S-a ocupat de Partidul Național Țărănesc, unde a încurajat diferitele aripi, mergând până la a încuraja în cele din urmă pe Alexandru Vaiev de Voievod să se rupă și să fondeze Frontul Românesc. S-a ocupat de liberali, unde leadership-ul lui Ighe Duca nu i-a fost pe plac, a avut parte de asasinarea lui Ighe Duca, după care a venit bunul său prieten Gheorghe Tătărescu, pe care l-a sprijinit împotriva unui alt om de caracter, Dumnezeu să-l ierte, Constantin Ice Brătianu, ultimul dintre brătieni. Asta a fost Carol al II-lea, pentru că știți, unii oameni foarte educați încep prin a vă spune, Carol al II-lea a fost un intelectual, Carol al II-lea a fost un iubitor al culturii, Carol al II-lea era un om de gust, sigur. Ceea ce acești elogiator al lui Carol al II-lea uită să vă menționeze, este că regele Carol al II-lea este arhitectul corupției politice, este arhitectul execuțiilor extrajudiciare și este arhitectul strategiei noastre de securitate, care ne-a pus în 1940 în situația de a spune propriul nostru popor că granițele României mari sunt foarte puțin apărate, aproape deloc apărate. Trauma din 40 este greu de înțeles pentru noi. Dar cei care au trăit an de-a rândul cu iluzia că România Mare va fi eternă, au avut parte în 40 de ultimul act al acestei domnii. Eu nu m-am numărat și nu mă voi număra niciodată printre admiratorii necondiționați ai vreunui monarh. Dar sunt primul să spun că regi precum Carol I, Ferdinand și Mihai I
ilustrează exact tiparul la care noi trebuie să aspirăm atunci când noi de monarhia constituțională. În vreme ce Carol al II-lea ilustrează un alt tipar pe care îl puteți vedea în America Latină, în Africa subsahariană, este tiparul dictatorului cleptocrat înconjurată de o cașcă de hoți cu care a stăpânit această țară. Și sprijinit de o parte din intelectuali, nu? Care s-au pus în uniforma lor. Păi da, da, vedeți. Avem întrebare acolo în spate. Un singur lucru legat de ce spuneam de-a lui. Deci, Maniu, probabil fiind un om atât de corect și atât de sincer, cu toată prudența lui uneori foarte apăsată, cred că a avut tendința să fie șocat când cineva i-a făcut o făgăduință și nu a respectat-o. Asta s-a întâmplat cu Carol și asta s-a întâmplat cu Churchill. De ce? Pentru că atunci când a negociat cu ministrul britanic Hore, cum spuneam, în 1941, Hore i-a prezentat o telegramă care venea din partea lui Churchill. Și Maniu a cerut o scrisoare holografă. Această scrisoare nu a mai fost găsită niciodată. Însă Maniu se pare că a prezentat-o într-o audiență cu regele Mihai, conform mărturiei din timpul războiului, conform mărturiei lui Ionel Stârcea, nu, care era șeful mareșalul Palatului, și care a văzut scrisoarea și mai mult a atras atunci atenția că promisiunea, adică la cererea lui Maniu ca România să nu sufere o invazie sovietică la sfârșitul războiului, nu mai putea fi acceptată ca atare, pentru că între timp România intrase în război împotriva Uniunii Sovietice, aliată cu Marea Britanie, și deci era greu să se mai țină această promisiune. Însă Maniu a invocat această scrisoare, se pare, și după 23 august, asta mărturisește Rică Georgescu, care a ajuns în cele din urmă în America, și toată acțiunea lui a fost în parte ghidată de această făgăduință, că se va face ceva ca România să nu ajungă să fie cotropită de ruși. Și ca să închei, l-am întrebat imediat după 90 pe domnul Coposu, într-o discuție avută cu domnia sa, care a fost cea mai mare durere a lui Iuliu Maniu în viața sa de om politic. Și mi-a răspuns imediat, trădarea lui Vaida Voievod. Deci asta a fost ceea ce mi-a spus Corneliu Coposu. Trădarea lui Vaida Voievod l-a distrus, pentru că l-a considerat, și aici părintele știe, fratele său. Este foarte important să se știe că Iuliu Maniu, în ultima sa întâlnire cu Carol al II-lea, a pus câteva condiții. Una dintre ele, timpul în care să se întoarcă, să se întoarcă fără Elena Lupescu, să se împace cu regina mamă Elena, să intre în regență și apoi în coronarea la Alba Iulia. Niciuna dintre aceste condiții n-a fost îndeplinită de către Carol al II-lea. Fapt pentru care Iuliu Maniu îi spune, majestate, era prim-ministru de o lună de zile și a dat demisia. Avem o întrebare în spate. Da, bună ziua, mă numesc Ovidiu Baicu, locuiesc la München din 1988. Cum am spus, am lucrat și la Europa Liberă, am fost speaker acolo și am cunoscut fostul exil române și personalități. Acum am o întrebare adresată domnului Mititelu, că ați pomenit de aliați. Totuși mă întreb, ca doctor în științe politice, cum s-a ajuns totuși ca aceste țări din Europa, deși în special România, să fie până la urmă vândute, nu România a fost 90% în sfera de influență sovietică, Grecia 90% prin tratatul de la Ialta, nu? În sfera democrată, cum au ajuns aliații să vândă o mare parte din Europa de Est, să o trădeze, de fapt, că asta e realitatea. Nu cred că se poate să trădeze democrația. Și... Nu cred că se poate pune problema în acești termeni. Trebuie ținut cont de realitatea de pe teren, de situația strategică. Spuneam că în martie 44, trupele sovietice erau la Prut. Churchill se duce la Moscova, cred că în septembrie sau octombrie 44, și deoarece exista deja o înțelegere făcută de Eden cu ruși,
se gândește că ar fi bine să testeze din nou terenul pentru un aranjament de scurtă durată. Churchill se temea că Roosevelt, care era un idealist și care credea că cu farmecul lui personal îl va cuceri pe Stalin, amândoi l-au subestimat pe Stalin, se temea că americanii nu înțeleg nevoia unui aranjament în Europa, că nu poți să termini un război lăsând totul așa deschis. Nu te poți aștepta la orice. Rușii puteau să ajungă și în Europa Occidentală. Aveau partide comuniste, în Franța, în Italia, în Franța au participat la rezistență, deci era un pericol real. Și atunci scrie pe acest șervețel celebru procentele, 90% influență sovietică în România, 10% britanică. În Grecia exact invers. În Iugoslavia și Ungaria 50-50, în Bulgaria 75-25. Și arată hârtia lui Stalin. Stalin, cinic, pune o bifează, că e de acord. Și îl întreabă, nu vreți să o păstrați? Nu, luați-o, dumneavoastră. Și Churchill, dovadă că o face cu bună intenție și nu în ideea unei vânzări, o și publică în memoriile lui, care apare înainte de 1950. Dacă era o înțelegere secretă care nu trebuia cunoscută, n-ar fi publicat-o. Ce face Churchill prin acest gest? După părerea mea, dacă e să o luăm, în afară de faptul că recunoaște realitatea de pe teren, poate îl păcălește puțin pe Stalin. Pentru că îi spune, uite, îți dau 90% în România, unde ei erau deja prezenți, se semnase deja armistițiu cu Uniunea Sovietică, la îndemnul celorlalți aliați, care au spus, discutați cu rușii, nu cu noi, și în Grecia exista o puternică rezistență comunistă, destul de periculoasă, care risca să aducă și Grecia în sfera Uniunii Sovietice. Deci o salvează într-un fel în felul ăsta, pentru că Stalin, pentru o dată, se ține de cuvânt și nu mai sprijină rezistența grecească. Îi sprijină Tito, dar nu Stalin direct. Și englezii, gâfâind, recurs și la ajutor americanilor și până la urmă sunt lichidați comuniștii din Grecia, mulți și-au trimis copiii sau copiii au ajuns prin România, vai de ei, unii s-au întors. Dar trebuie, susțin foarte mult acest lucru, că nu trebuie văzută ca o vânzare în momentul ăla acest acord procentual. Vânzarea, dacă se poate spune, este când, tot așa, din cauza situației militare, li se spune și lui Maniu, și lui Antonescu, nu mai încercați să negociați cu toți trei. Negociați în primul rând cu rușii. Ei cu ei trebuie să semnați un armistițiu. Și dacă ai mai venit și cu deșteptăciunea că trebuie să fie capitulare necondiționată, nu mai ai nicio șansă. Maniu tot timpul încerca să atragă în acest aranjament și pe anglo-americani. Nu s-a putut. Alte întrebări, vă rog, aici în față. Bună ziua, numele meu este Bortodosia, Dosia, sunt participantă în cadrul școlii de vară. Am avut zilele trecute dezbaterea cu privire la cazul inginerului Gheorghe Ursu, în ce măsură s-a realizat o justiție reală și una simbolică, și aș vrea să vă întreb dacă considerați că în cazul lui Iuliu Maniu putem vorbi despre o justiție simbolică măcar. Mulțumesc! Normal că nu putem vorbi. Atâta timp cât părintele se ocupă și a pregătit acel mormânt la Bădăcin care îl așteaptă pe Iuliu Maniu, gândiți-vă că Iuliu Maniu a fost umilit și după moartea sa. Actul de deces al lui Iuliu Maniu a apărut după 4 ani și jumătate. Deci Iuliu Maniu a murit la 5 februarie 1953. Cu precizarea, fără ocupație. Și mai mult, în 1999, ca să putem pune în aplicare testamentul lui Iuliu Maniu, a trebuit să facem o cerere la Ministerul de Interne să obținem de la primăria din Sighet o copie autentificată a certificatului de deces. În 1999. Și hai să vă mai spun ceva foarte important din punctul meu de vedere. Am să mă apropiu puțin de cele spuse de domnul Stanomir. După 1990, în campania electorală din 90, Corneliu Coposu a fost candidat în județul său de Baștin, în Sălaș. A ajuns la un moment dat la Bădăcin. Era un gard mare cu sârmă ghimpată. A încercat să-l treacă, n-a reușit. Și atunci i-am văzut prima dată lacrimi în ochi.
și era împreună cu noi șeful poliției județului Sălaș. Se numea Viorel Dumitraș. Și era la o distanță de 15 metri de domnul Coposu și a râs în barbă și a spus: atâta timp cât voi fi eu șef aici, Coposu nu va intra în această casă. Mai târziu, acest om a fost pus secretar de stat la Ministerul de Interne. Și ultima și cea mai importantă chestie, Cristi nu o să o spună, dar am să o spun eu, în momentul în care preasfinția sa, episcopul de Oradea, Virgil Berce, a făcut un memoriu pentru ca președintele țării să se implice și să ajute în rezolvarea problemelor existente la Bădăcin cu Casa Memorială, în menționând că, din păcate, Direcția Monumentelor din Ministerul Culturii nu face absolut nimic, ca și doar încurcă, exact în a 30-a zi am primit răspunsul de la președinție, fiind îndrumați către Direcția Monumentelor din Ministerul Culturii. Deci, apropo de justiția pe care acum o facem pentru Iuliu Maniu. Eu vă spun că este îngrozitor faptul că nu... Pardon, și nu era Ion Iliescu președinte, pardon. E îngrozitor faptul că Iuliu Maniu nu se poate odihni la Bădăcin. Dar vă spune că, într-un fel, faptul că se află într-o groapă comună alături de alți patrioți este ceva care poate acționa ca un fel de împăcare. Pentru că eu personal cred că nu există lucru mai teribil decât de a-ți înfrunta moartea în singurătate, știind că în jurul tău o națiune de antropofagi comuniști strigă de bucurie că tu ai murit. Asta trebuie înțeles. Cei care au strigat alături de legionari împotriva evreilor, cei care au strigat alături de comuniști împotriva dușmanilor de clasă, erau mânați de un sentiment al urii care i-a făcut să-și trădeze omenia și să îmbrățișeze aceste tactici criminale. Faptul că Iuliu Maniu se află acolo e o tragedie, că nu ai mormânt. Dar mormântul lui e în fiecare inima noastră. Eu cred că el ar fi cu adevărat întristat să nu ne mai gândim la el. Așa trăiești. Nu-i nevoie de când ținem la cineva drag și nu ajungem cu ani la mormântul lui, dar e în inima noastră. Nu suntem aproape de el. Și formalismul acesta la care eu n-am subscris niciodată, și să mă ierte și părintele Borz că nu sună prea creștin ce spun, eu când mă gândesc la mama mea, n-am nevoie să mă duc la mormânt. Mă gândesc la ceea ce înseamnă pentru mine ea și în inima noastră. La fel este și cu Iuliu Maniu. N-am nevoie să mă duc nici la Bădăcini, nici la Sighet. Mă gândesc la ce a însemnat el pentru noi și pentru noi cei de astăzi care n-am avut privilegiul de a-l cunoaște. El trăiește. Și nu trăiește cum spuneau legionarii în ritualele lor macabre prezent, cu mâna ridicată, nu. Trăiește într-un mod discret, delicat, în inimile tuturor celor care duc mai departe, în mod discret, cum face părintele. Pentru că... Și asta este o operă prin care omagiez pe Iuliu Maniu. Un lucru corect, discret și bazat pe demnitatea umană. Și o singură, cum spuneam de Corneliu Coposu și discuția și durerea lui cea mai mare, tot la fel, Corneliu Coposu într-o evocare povestește că, plimbându-se în grădina casei de la Bădăcină în 1939, l-a întrebat pe Iuliu Maniu care consideră că sunt cele trei mari realizări ale sale. Și el a spus în felul următor: bineînțeles, pe primul loc, Unirea cea Mare, pe locul al doilea, introducerea administrației românești în Transilvania, și sper să avem ocazia să vorbim și despre acest lucru, din păcate e prea scurt timpul, și trei, foarte interesant, și asta chiar o să vă povestesc la sfârșit, faptul că a reușit un lucru extraordinar în noiembrie 1918, unde? La Viena. Când a apărat Viena de dezastru, a apărat Viena de violuri, a apărat Viena de hoți, a apărat Viena de criminali, conducând 60.000 de români. Astea sunt cele trei mari realizări considerate de Iuliu Maniu. Cosmin. O ultimă întrebare scurtă, un ultim răspuns scurt, pentru că timpul e înaintat. Da, bună ziua. Fechete Florian mă numesc, sunt profesor. O întrebare puțin filozofică sau metaforică, și anume, în condițiile în care răul este din ce în ce mai vizibil și ne acaparează orice am face, iar pe balanța aceasta răul atârnă, se vede, e vizibil, ce ar trebui să facă forța binelui și care ar fi metodele prin care să
să echilibreze cumva balanța. Inclusiv referindu-le la domnul Maniu sau la prezentul nostru. Mulțumesc. Păi cred că dacă îi urmăm îndemnul acela de a ne canaliza energia pentru binele țării, asta ar fi o soluție, iar apoi partea ce ține de educație, și în fața noastră sunt studenți la școala de vară Astra, până la urmă viitorul țării stă în cei de vârsta lor, de vârsta dumneavoastră și de ceea ce face fiecare dintre noi, în micro. Pentru că așa dacă așteptăm să vină cineva din afară sau așteptăm ca problemele să ne le rezolve alții, nu vom reuși. Da, mai avem chiar o ultimă întrebare, o intervenție foarte scurtă. Bună ziua, mă numesc Novak Zoltan, sunt din Târgu Mureș. Doar două propoziții, dacă îmi permiteți. Sunt istoric și am parcurs istoriografia maghiară recentă despre perioada interbelică și Iuliu Maniu apare ca un om echilibrat, un om politic foarte bine pregătit în istoriografia maghiară și am participat recent la o conferință tot cu istoricii maghiari și m-am întâlnit cu un proiect de cercetare foarte interesant. Cred că și domnul părinte a avut ocazia să se întâlnească cu doamna Reca Morcut. Doamna Reca Morcut lucrează la Institutul Academiei Ungare la Budapesta și are o cercetare privind relațiile lui Iuliu Maniu cu intelectualitatea maghiară și este foarte interesant și o să apară rezultatele cercetării și în limba română și în limba engleză. Deci, dați-mi voie să fac o precizare. Asta am primit-o cadou de la domnul Coposu. Sunt discursurile lui Iuliu Maniu din Parlamentul Maghiar, pe care o să le publicăm în curând pe platforma noastră a Fundației Coposu, pentru că sunt absolut excepționale. Absolut. Asta a apărut broșura în 1929. Sunt de acord. Dacă știu că a trecut timpul, dar îmi permiteți încă două propoziții. În 2018, cu ocazia centenarului, eram în Parlamentul României în funcție de senator și am fost desemnat să țin discursul din partea UDMR la plenul solemn. Și am parcurs înainte de... Deci, când m-am pregătit pentru discurs, am parcurs activitatea politică a generației politicienilor români în Parlamentul Ungariei și chiar Iuliu Maniu și generația lui erau niște politicieni foarte bine pregătiți și chiar că au avut o activitate foarte, foarte bună în Parlamentul Ungariei. Cunoșteau foarte bine limba maghiară, erau pregătiți și din punct de vedere profesional. Deci era o generație foarte, foarte bună. Mulțumim. Eu mă bucur că ați menționat asta, e de ajuns să citim declarațiile de la Alba Iulia 1918 și cred că moștenirea de care vorbea Cosmin Budean că e printre noi. Dacă noi am aplicat ceea ce ei au gândit la 1918, țara asta ar fi mult mai departe. O ultimă întrebare, Adrian Cioflâncă. Nu, întrebare pentru cei, pentru tinerii din sală. Pe site-ul CNSAS găsiți integral 100 de piese arhivistice legate de procesul lui Iuliu Maniu în format PDF. Deci tot dosarul e pus pe site și poate fi accesat la liber. Mulțumim și aș vrea să-l rog pe domnul Ios Gherasim să vă spună câteva evenimente viitoare care se vor derula în cadrul acestui an Iuliu Maniu, în care mai multe entități suntem implicați și încercăm fiecare dintre noi să aducem în fața puținilor interesați, din păcate, personalitatea lui Iuliu Maniu. Sigur, pe scurt, până la sfârșitul anului vor fi câteva evenimente, nu doar în țară, ci și în străinătate. Următorul eveniment va fi pe 19 septembrie la Ambasada României de la Roma, unde se va discuta despre europeanul Iuliu Maniu. Va fi prezentă doamna Ana Blandiana, preasfinția sa, episcopul Cristian Crișan de la Blaj și cu mine. După aceea, pe data de 5 octombrie, și asta am ținut foarte mult, pentru că legătura lui Iuliu Maniu cu Viena, v-am și spus, a intrat în top 3. La Viena va fi tot la Ambasada României, excelența sa, domnul ambasador Emil Curezeanu, organizează împreună cu ICR-ul de la Viena.
vor fi prezenți părintele Cristian Borz, domnul Budeanc, doamna Andreea Dobeș de la Siget, care este muzeograful principal de la Memorialul Siget, preasfinția sa episcopul Claudiu Pop, Cluj, episcopul de Cluj Gherla, și cu mine. După aceea, pe data de 28 septembrie, Mitropolia Blajului, pentru că s-a menționat aici, Iuliu Maniu a avut legături foarte strânse cu Blajul. Deci Mitropolia Blajului organizează simpozionul Iuliu Maniu și Blajul, la care va participa domnul profesor, nu știu dacă în sală, Adrian Cioroianu, și bineînțeles părintele Borz va fi și el prezent acolo și cu mine. Pe 10-11 noiembrie, în cadrul celei de-a 6-a ediție a Galei Coposu, care se va desfășura la Chișinău, va fi lansat un volum special Iuliu Maniu, scris de colegul dumneavoastră, profesorul Dan Pavel. Și, bineînțeles, le vom prezenta fraților noștri din Basarabia relația pe care Iuliu Maniu și Corneliu Coposu au avut-o cu Basarabia. Totul se va încheia pe 28 noiembrie, înainte de 1 decembrie, la Paris, unde misiunea greco-catolică de acolo, împreună cu ambasada, vor organiza un simpozion dedicat lui Iuliu Maniu. Și acum fac o mențiune, pentru că este foarte importantă din punctul meu de vedere. Multă lume m-a început să mă întrebe de ce doar greco-catolicii sunt implicați în aceste conferințe dedicate lui Iuliu Maniu. Și vă spun, am invitat cu mare drag pe frații noștri ortodoxi să participe la absolut toate evenimentele. Din păcate, nu am primit niciun răspuns până acum. Mulțumesc! În completarea celor spuse de domnul Gherasim, aș mai face puțină promovare și Fundației Culturale Memoria, care anul acesta în fiecare număr a alocat spațiu, o secțiune pentru Iuliu Maniu, și în afară de aceasta aș vrea să vă prezint un volum de bandă desenată realizat de Mihai Grăjdeanu, dedicat lui Iuliu Maniu și care totodată este și o invitație la Bădăcin, pentru cei care nu ați fost. E un tur prin viața lui Maniu și un tur prin casa de la Bădăcin. O bandă desenată pentru că, așa cum am spus și mai devreme, Iuliu Maniu a fost preocupat de educație, a fost preocupat de viitorul țării și trebuie să alocăm energie și timp ca educația să se facă de o manieră cât mai eficientă. Banda desenată, sigur, poate pentru cei care avem o vârstă puțin mai înaintată, poate să pară ușor superficială, însă e o modalitate mai facilă prin care informația poate să ajungă la generațiile tinere, mult prea preocupată de informațiile care vin rapid, nu au răbdare să urmărească un volum, spre exemplu, biografic sau să citească, eu știu, documente, cum spunea Adrian Cioflâncă, din arhive sau din presă. Așadar, o formulă mai agreabilă, mai facilă ca informațiile despre Maniu să ajungă la tineri. Și înainte de aplauzele de final, aș vrea să-i dau microfonul lui Cristi Borz, care ar vrea să transmită un mesaj important celor prezenți aici. Așa cum ați observat în program, urmează proiecția filmului Remember Iuliu Maniu 1986. Parte dintre dumneavoastră probabil l-ați văzut și anul trecut. Ideea realizării acestui film s-a născut aici, la Râșnov, în cadrul Festivalului de Film și Istorii, în cadrul Școlii de Vară Astra, și acest film nu s-ar fi realizat fără sprijinul Festivalului de Film și Istorii Râșnov. Anul acesta este un an jubiliar, sunt 150 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu și Casa Memorială Iuliu Maniu oferă în semn de recunoștință tuturor celor care au sprijinit de-a lungul timpului activitățile sale, o
plachetă aniversară și aș vrea să-i ofer domnului Mihai Dragomir, dacă este în sală. Această plachetă aniversară. Domnul Mihai Dragomir și Asociația Mioritic se află printre salvatorii casei memoriale Iuliu Maniu, chiar dacă n-a spus niciodată acest lucru, dar dumneavoastră se află și îi mulțumim pentru că susține toate activitățile noastre. Mulțumim! Filmul nostru a avut nevoie și de o consultanță de specialitate. Astfel că în timp ce am lucrat la realizarea acestui film, cel care ne-a sfătuit tot timpul și a fost alături de noi a fost domnul Cosmin Budeancă, consultantul nostru de specialitate, și dânsul îi oferim acest semn de recunoștință și pentru faptul că din 2015, de când noi ne-am cunoscut, domnia sa susține constant activitățile noastre. Mai mult, anul trecut, în cadrul Festivalului de Film și Istorie, împreună cu Cosmin Budeancă și domnul Ionuț Gherasim, am creionat oarecum activitățile din anul Maniu. Anul acesta a fost decretat și în Parlament anul Maniu și mulțumim lui Dumnezeu că cea mai mare parte s-au și realizat acestea. Mulțumim! Foarte mult! Vă doresc vizionare plăcută! Vă mulțumim din toată inima pentru că ați fost alături de noi și vă așteptăm și la evenimentele următoare. Mulțumim!